Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Începem ediția specială a jurnalului. Pe tot parcursul zilei, reporterii Campus TV vă vor aduce cele mai noi informații referitoare la această zi importantă pentru buzoieni. Și de această dată, pensionarii s-au dovedit a fi cei mai conștiincioși dintre votanți. În schimb, în unele secții s-a stat la coadă pentru a vota în această dimineață. La orele dimineții, mulți buzoieni s-au prezentat în secțiile de vot pentru a alege pe cei care îi vor reprezenta în următorii 4 ani. Cei mai conștiincioși dintre alegători s-au dovedit a fi pensionarii, la unele dintre secții formându-se și cozi cu oamenii care așteptau să voteze. Pentru ce altceva? Pentru vot, să votăm, nu? Nu trebuie să ne facem datoria care trebuie. Cam aglomerat, nu? Eu văd că merge cam încet. Nu știu care-i treaba, dar... Da. Așa ați mai stat și în anii trecuți? Da, am mai stat și în anul trecut, dar nu chiar așa. De ce credeți că e grămadă la asta? Păi bine, oamenii să-și exprime votul pentru ce vor. Reprezentanții secțiilor de votare se așteaptă la noi valuri de alegători în jurul prânzului, când mulți buzoieni vor ieși de la slujba din biserică, precum și spre orele serii, când sunt așteptați tinerii. La doar 2 ore de la deschiderea secțiilor de votare, prezența este una destul de bună. De exemplu, la secția numărul 69, amenajată la școala 11, din aproape 1800 de alegători, peste 100 s-au prezentat deja în secția de votare. Cu tremur la vârful poliției buzoiene, comisarul șef Ion Marin a fost demis din funcția de comandant. Oficialii s-ar reproșa numărul mare de incidente înregistrate la Buzău. Din surse aflăm însă că decizia a fost una cu implicații politice. La ceas de seară, comisarul șef Ion Marin a aflat că este destituit din funcție. Surse din rândul prefecturii susțin că fostului comandant al IPJ-ii s-ar reproșa proasta gestionare a situațiilor conflictuale din perioada campaniei electorale. De altfel, Buzăul se află pe un loc fruntaș pe țară în privința numărului de incidente electorale. Zecile de cazuri înregistrate la Buzău au atras reacții de la centru. Ultimele probleme ce au ajuns la urechile celor de la București s-au referit la cei 22 de președinți de secții de votare care au plecat acasă cu ștampile de control. Au fost obișnuiți ca la celelalte alegeri să poată lua ștampilele acasă, iar la acest scrutin regula nu mai este valabilă. Responsabilii prefecturii spun că situația a fost lămurită odată cu venirea la Buzău a unui secretar de stat din Ministerul de Interne. La un număr de 22 de secții de votare, președinții acestora au plecat cu ștampilele de control acasă. Noi, în mod operativ, am rezolvat problema, au fost sunați președinții și ștampilele s-au întors la secții înapoi. Întrebat de jurnaliști dacă vizita ministeriabilului ar avea totuși legătură cu demiterea comandantului poliției Ion Marin, șeful de la Casa Albă a precizat că oaspetele a sosit doar pentru rezolvarea problemei cu ștampilele de control. Da, a fost un reprezentant al ministerului aici pentru a lămuri situația și a vedea la fața locului ce se întâmplă. Dincolo de declarațiile oficiale, surse din interiorul poliției ne-au precizat că fostul șef al IPJ a fost înlocuit ca urmare a intervențiilor unor responsabili buzoieni de la un partid aflat acum la guvernare. După această măsură dictată de la centru, Ion Marin a solicitat pensionarea. În locul comisarului șef Marin a fost numit interimar șeful Direcției de Investigații Criminale al IGPR, Vasile Osiac. Senatorul Cristi Bâgiu a fost primul candidat notoriu care a ținut să voteze dis de dimineață. Parlamentarul a votat la o secție amenajată într-o grădiniță din zona Spiru Haret. Alături de soția și fiica sa, Cristi Bâgiu s-a prezentat la ora 8 la secția numărul 59 pentru a-și exprima votul. Candidatul USL a fost cel mai matinal dintre toți cei care au intrat în cursa politică pentru câștigarea fotoliului de președinte al Consiliului Județean. După ce a primit cele 4 buletine de vot, Cristi Bâgiu a intrat în cabină pentru a-și exprima opțiunile electorale. Cristi Bâgiu este destul de optimist și speră într-o prezență bună la vot a buzoienilor. Astăzi a lăsat deoparte și atacurile și a evitat să răspundă unor acuzații legate de culoarea politică a observatorilor aflați în secțiile de votare. Am votat pentru o schimbare, am votat pentru copiii noștri să se poată să-și construiască viitorul la noi în Buzău. Dar haideți astăzi să lăsăm acest lucru și să ne gândim la lucrurile bune, o zi frumoasă, deci... Prezența la vot, cum o vedeți? Din tot ce a fost în sondaje, din tot ce s-a vorbit, s-a făcut în studii, prezența ar trebui să fie undeva la peste 60%, deci o prezență cu mult mai mare decât de obicei. Cristi Bâgiu candidează din partea Uniunii Social-Liberale pentru fotoliul de președinte al Consiliului Județean Buzău.
După Cristinel Bâgiu, al doilea candidat important din județ care a votat azi a fost Paul Negoiță. Acesta s-a prezentat în jurul orei 8:30 la secția deschisă în incinta Colegiului Agricol și a votat pentru curățirea morală a urbei. Unul dintre cei mai matinali votanți a fost chiar Paul Iulius Negoiță, candidatul la fotoliul de primar al Buzăului, a sosit la secția 36, aflată în incinta a Colegiului Agricol, în jurul orelor 8:30, însoțit de familie. Optimist în ceea ce privește șansele sale, independentul s-a arătat plăcut surprins de prezența sporită la vot a buzoienilor. Negoiță speră ca intențiile de vot ale cetățenilor din Buzău să vizeze, în primul rând, curățirea atât fizică, dar și morală a urbei. Înainte de orice declarație oficială, să mulțumesc presei pentru faptul că ați reflectat fiecare așa cum ați considerat că s-a desfășurat campania electorală. Eu am votat astăzi pentru buzoieni, am votat pentru viitorul oamenilor, pentru viitorul copiilor noștri. Vreau un Buzău curat, atât din punct de vedere moral, cât și din punct de vedere administrativ. Votul meu este acordat viitorului acestui oraș, un oraș care are mari probleme, un oraș în care avem nevoie de solidaritate, un oraș în care nu mai avem nevoie de mizerii, ci avem nevoie de căldură umană, avem nevoie de apropiere, avem nevoie de valori pe care să le respectăm și să le aplicăm atât în administrație, cât și relațiile interumane. Vă mulțumesc! Secțiile de votare vor funcționa astăzi pe tot parcursul zilei până la orele 21. Un motociclist a fost rănit azi noapte sub ochii unor tineri din staful unui partid politic. Motociclistul s-a izbit de un autoturism care a ieșit în calea lui dintr-o benzinărie la ieșirea din municipiul Buzău spre Vernești. Accidentul a avut loc în imediata apropiere a benzinăriei de la ieșirea din municipiul Buzău spre Ploiești. Din primele date reiese că șoferul autoturismului a ieșit din benzinărie și a pătruns pe drumul principal în momentul în care motociclistul circula dinspre oraș. În urma impactului, tânărul de pe motocicletă a fost aruncat aproape 10 metri și nu s-a mai putut ridica. O ambulanță a sosit după mai multe minute de așteptare. Ce s-a întâmplat? Ai avut un accident, da? De cealaltă parte, șoferul autoturismului a scăpat teafăr, el susține că motociclistul ar fi de vină. M-am asigurat, n-am văzut nimic. A venit cu mâinile stinse, pe o roată, la 2 metri l-am văzut, n-am avut ce face. Nici să accelerez, m-am și speriat. Și au făcut, s-au plimbat. S-au plimbat, de jumătate de oră tot cât am alimentat, numai pe o roată mergea. Unul era acolo, unul acolo, n-am auzit nimic. Exact. Și ăsta cu lumini stinse au venit. N-am văzut nimic. Am mar toată lumea aici care a văzut. Martorii în majoritate din staful unui partid politic la pândă prin zonă declară că, înainte de producerea accidentului, atât motociclistul accidentat cât și amicii lui făceau curse la ieșirea din oraș. S-au plimbat de vreo jumătate de oră. Au făcut curse pe o roată 150-200 la oră mergea. De o jumătate de oră, cred că. Vreo 15 curse. Și în stânga și în dreapta. Și când cel din față a ieșit de la Peco, noi eram în spatele lui. S-a auzit o buvuitură și l-a lovit. Virea cu farul stins. O roată mergea, o roată. M-am speriat când l-am văzut. N-am văzut așa ceva în viața. Uitați-l și roata în față. Unde m-a lovit? O roată. L-a lovit. Ce mai caucit acolo? Te-a lovit acolo roata în față? Cum bă, frate, că ați greu pe o roată? M-am marcat, nu am văzut. O roată a scos aici. Nu-i cască acolo. În timp ce șoferul mașinii explica, prietenii motociclistului au intervenit. De aici a început și o ceartă între cele două tabere. Pe unde este roata? Uite aici ce m-a lovit. Uite janta. De ce faci aici? Tot voi sunteți drăgi, ce dracu vei? Veniți, faceți concursuri aici, aici ești pistă de concursuri, voi ce faceți? De ce mergeau cu pe o roată aici? Ce așa să merge? Cu lumele stinse, pe o roată mergeți în sus, unde vă credeți? Dar poate avea o familie în mașină, ce făcea? Dacă intra în mașină. Da, mă, dar ăla n-are familie. Te mă, așa să merge, dar lasă să merge. Dar să meargă pe o roată, mă, cu viteza aia. Cum nu mergea cu viteză, că avea peste 100. Nu sunt radar, mai eram acolo și v-am evitat și eu, mă. Nu mă gândit și mă, lovitura aia, lovitura aia, dacă e. Am dorit stâlpul, am dorit stâlpul și are, cu cât, ce viteză pune? 100, avea 150. De unde? Ce rugămintea să faceți liniște una la mână și să vă dați să ne facem și noi treaba, da? Poliția a deschis un dosar penal pentru vătămare corporală. Rămâne de văzut dacă șoferul autoturismului va fi scos singurul vinovat pentru producerea accidentului sau se va ține cont și de împrejurări. Astăzi este o zi importantă pentru buzoieni care votează la această oră. Detalii utile despre votul în județ aflați chiar acum.
Buzoienii care au peste 18 ani au dreptul să voteze, drept garantat prin Constituție. Astăzi au loc alegerile locale, iar buzoienii care se vor prezenta la urne vor primi 4 buletine de vot. Unul pentru primarul localității în care au domiciliul, unul pentru consilierii locali, un alt buletin de vot pe care sunt înscriși candidații pentru președinția Consiliului Județean și, în fine, un al patrulea pe care veți vota lista consilierilor județeni. Alegătorii pot vota doar în comuna sau orașul în care își au domiciliul. Persoanele cu drept de vot care și-au stabilit rezidența la altă adresă decât cea de domiciliu pot vota în acea localitate doar dacă au făcut acest lucru cu cel puțin 3 luni înainte de data alegerilor, respectiv până în 10 martie 2012. Va trebui să aveți la dumneavoastră cartea de identitate sau cartea de identitate provizorie, pașaportul diplomatic sau de serviciu, ori carnetul de serviciu militar, în cazul elevilor de la școlile militare. Alegătorii netransportabili din motive de invaliditate sau de boală vor vota la urne mobile. În acest sens, președintele biroului electoral al secției de votare poate aproba deplasarea la domiciliile acestora a unei echipe formate din 2 membri cu urna mobilă, ștampila de votare și buletinele de vot. Persoanele private de libertate care nu au interdicții electorale pot vota dacă sunt închiși în penitenciare din localitățile unde au domiciliu. În județul Buzău sunt peste 400.000 de persoane cu drept de vot, pentru care astăzi sunt deschise 422 de secții de votare. Urnele deschise de la ora 7 vor fi sigilate la orele 21. Cele mai multe secții de votare sunt în municipiul Buzău, 80 la număr, iar în municipiul Râmnicu-Sărat vor fi deschise 21 de secții. Atât pentru locuitorii din orașul Nehoiu, cât și din Pătârlagele au fost amenajate câte 16 secții. În comuna Pogoanele au fost amenajate 4 secții de votare. Instituția prefectului a împărțit în județ peste 1.770.000 de bucăți de buletine de vot, dar și autocolante care vor fi lipite pe cartea de identitate a fiecărui alegător. Totodată și cele peste 2100 de ștampile de vot au ajuns la membrii secțiilor din județ. Astăzi, alegătorii buzoieni vor primi 4 buletine de vot, unul pentru primar, al doilea pentru consiliul local, al treilea pentru președintele Consiliului Județean și al patrulea pentru consilierii județeni. La acest scrutin, reprezentanții administrațiilor locale și județene vor fi aleși într-un singur tur. Atenție, nu veți putea intra în cabina de vot cu telefonul mobil ori camera de filmat. Această măsură a fost luată de Biroul Electoral Central și vine să preîntâmpine frauda electorală pentru cei care își fotografiau buletinul de vot ca să arate că au votat cu cei pentru care primeau mită electorală. Dar totodată măsura va fi greu de aplicat, pentru că nu există o sancțiune clară pentru cei care vor fi prinși cu telefoanele mobile în timpul votului. Pentru reclamații și sesizări referitor la nereguli în secțiile de votare sau alte nereguli, apelați 112. Dacă ați fost martorul unei nereguli sau unei ilegalități, ori ați avut vreun incident privind votul, puteți să ne contactați la numărul de telefon 0238 720027. Vă va răspunde un reporter Campus TV. După Cristi Băgiu și Paul Negoiță a urmat votul familiei Mocanu. Însoțit de soție, președintele Consiliului Județean Victor Mocanu s-a prezentat la urne la 2 ore după deschidere. Ora 9, secția de votare 39 de la școala 8. Foarte punctuali, soții Mocanu au coborât din autoturismul familiei și au urcat destul de anevoios scările de la școala 8. Secția 39 este la etajul 1, iar scara constituie un obstacol destul de serios, mai ales pentru cei mai în vârstă. Victor Mocanu a primit buletinele de vot, a intrat în cabină și după un interval de timp destul de scurt, a ieșit din cabină și a introdus buletinele de vot în urne, afișând o expresie încrezătoare. Astăzi am votat pentru continuitate, am votat pentru progresul localităților județului Buzău, pentru proiecte care să ducă de la dezvoltarea județului nostru, proiecte pentru sănătatea buzoienilor, proiecte care să ne asigure dezvoltarea în continuare a județului Buzău. Este un gest de responsabilitate și cred că așa vor face astăzi toți buzoienii. Președintele Victor Mocanu candidează pentru un nou mandat la șefia Consiliului Județean în calitate de independent. Aici se încheie ediția orei 10 a jurnalului Campus TV. Sunt Alexandra Muciu. Ne revedem cu noi informații la ora 11.